Salutări! El este Alex. Este Orlando. Și bine ați revenit la Patrula Română. Astăzi sunteți martorii episodului 5! Patruliști, am încercat tot ce era posibil să nu se întâmple ceea ce o se întâmple în următoarele minute. Am încercat absolut tot să-l oprim. Nu zi, te rog, e dureros, nu. Asta e viața. Alex, trebuie să rezistăm. Așa că pentru voi urmează... Priză comentează. Patruliști, acum câteva luni am filmat un priză comentează și din cauza unor glume bune, nevinovate, YouTube a decis să ne scoată acel clip să ne ofere și un strike, nu ca la bowling. În foarte multe clipuri de stand-up de pe YouTube găsiți glume mult mai ofensatoare decât cele folosite de priză, dar se pare că la noi în țară există mai mulți ipocriți ca în alte părți. Așa că am decis să mai băgăm o fisă, să vedem ce se întâmplă. Dacă cineva se mai jinește, e treaba lui. Acest clip e un pamflet și trebuie luat în urechi ca o glumă. Altfel, ești un ipocrit și o să mor de tânăr. Normal, din cauza nervilor cauzați de ipocrize. Dar ce mă ți-e frig de stai așa? Da. Hai să mă întrebați ceva aleatoriu, că mi-am notat eu pe telefon niște întrebări pe care să mi le pune. Pe iPhone-ul invizibil sau pe backup? Hai să mă întrebați despre... Priză, de ce ești tu așa deștept, genial, te iubesc femeile și ești cel mai plăcut prezentator de pe YouTube? Întrebați-mă asta. Care vrei să încep? Bine, priză, mă, de ce ești așa deștept, de ce te iubesc femeile și de ce ești cel mai tare prezentator de pe YouTube? Vai, Orlando, dar nu mă așteptam să mă întrebi asta. Unde ți-a venit ideea asta? Dar eu nu cred că... Chiar cred că sunt al 45-lea prezentator din România de pe YouTube. Că-s 30 toți. Mai sunt 6 câini, mai amuzat 2 pisici, o broască, un șerpișor, stai 3 locuri libere și eu. Priză, dar tu ai observat cadrul tău, că e destul de ciudat cadrul tău. Nu, păi, pe măsuța asta fac eu yoga după filmare, că aici îmi pun genunchii, piciorușele, știi, și stau așa cu ele după cap și o să vă arăt. Vreți să vedeți? Da! Hai. Bine, sună la salvare întâi. Ești flexibil ca o scândură. Chiar am un premiu al 45-lea prezentator de pe YouTube. Am primit o diplomă. Mi-a dat-o la studio. Așa ar fi făcut solcanul la tine. Da, e că nu. Nu, nu mă filma, hai mă. Hai, oprește. Mai țin aminte când YouTube-ul ne-a scos ultimul priză comentează? Plus 2 săptămâni de fericire. Este, nu-l vede nimeni. Da, mai țin minte de ce au scos oamenii clipul? Chiar vrei să zic? Vrei să-l scoate și pe ăsta? Că de ce l-au scos? Păi de-aia l-au scos. Videoclip scos de 2 ori. Nu mai zic nimic de nimeni de rău. Dar chiar nu, de ce l-au scos? Că am uitat. N-am mai filmat priza comentează de la întâmplarea cu scoaterea clipului. Nu ți-e așa puțin frică? Na, că filmăm din nou priza comentează și din nou numai tu o să fii în episodul ăsta. Și n-o să se uite nimeni din nou și... Îmi place că primeam comentarii. De ce nu faci un episod mai lung? Cât să vorbesc ca prostul? Cât? 30 de minute? Ce să zic? N-am atâtea cuvinte în vocabular să vorbesc 30 de minute. O să trebuiască să mă repet, să cânt, să mai dau din cap așa. Ia zi, ce părere ai despre meciul României cu Grecia? De fapt, dubla României cu Grecia. Băi, mie mi-a plăcut mult meciul. Eu oricum țin cu Grecia și abia aștept să merg la mondiale. Giros. No, am fost supărat. Da, mi-a trecut. După 6 beri, uitasem cine a jucat. Eram leșinat, m-au trăit acasă. Nici n-am mai plâns. Bine, am plâns când am vomitat. Dar la meci n-am plâns deloc. De selecționerul nostru, Victor Pițurcă, ce părere ai? Nu, chiar... Nu. Băi, sper să... Nu pot să zic că o să ne scoată clipul, zi de altceva. Hai mă, zi. E zi de piții. Piții, lasă-ne. Lasă-ne. Băi, eu sper să vină Dan Petrescu la Națională, serios. Sau Hagi, că și Hagi. O să ne calificăm niciodată. Nu, iubesc pe Hagi, serios. Dar nu ca antrenor, nu să nu...
Ever. Dan Petrescu, sper să vină la Națională. Sau Drăgușanu, sau Cruduța, sau oricine, că toți te învață. Dacă eu nu am venit pregătit la sesiunea asta de priză comentează, de frică, pe bune. Adică orice te-aș întreba, cu siguranță găsim pe unii care să zică sunt niște nenorociți, xenofobi și rasiști și ce mama dragă. Nu mă, zi-mă ceva de măruță, vreau să știu de măruță, frate. Da, bine, hai, zi de măruță. Acces direct l-au bătut pe măruță, zi-mă cu măruță. Eu am auzit că Măruță își iubește atât de mult emisiunea, încât după filmări, 10 minute se pune pe scaun și plânge. Se pune acolo, de ce fac asta, Doamne? Și după aia așa vine. De asta fac. Ia zi, pe cine vrei să vezi invitat la Măruță în emisiune? Pe cine vrei? Omul invizibil. Era un bancu. Nu pot să zic, că ea ne scoate clipul. Reclamații de la omul invizibil. Și-a bătut și-o de mine. De comunitatea oamenilor invizibili. Comunitatea oamenilor invizibili. Am dovada, uitați poza. Cu mine. Auzi, și-a bătut și-o de mine. Mi-au trimis iPhone 6. Nu mi-au trimis invizibil. Dar chiar mă, cu iPhone 6. Ai nou model de iPhone 6? Arată-ne și nou. Că na, noi îl dăm ca premiu, dar noi n-avem decât priză. Dar aici un pic ecranul crăpat, l-am scăpat. Oh, arată bine, frumos. Nu l-am găsit și s-a negrit și aici la buton un pic, pe piele, vezi? Băi, ești nebun. S-a negrit pe piele. E... Da, ce bine merge, mereu sun. Fii atent că te sun. Uite-mă! Are sunerii invizibile, ești nebun? Uite-mă! Zi-mă! Am baterie! Alo! Am baterie, bă! Așa trebuia să se audă dacă... Vedeți ce silențios e? Nici când îl spargi nu se aude! Băi, dar am primit poze, ne-au trimis câțiva poze. Și chiar se distrează oamenii. Chiar se distrează oamenii. Am primit cu unul verde și unul roz. Da, mă, dar zile știu. Băi, și suntem asaltați de fani, mă, nu știu ce se întâmplă, avem atâta notorietate. M-a oprit o bătrânică ieri pe stradă și mi-a zis, bă, dă-te că m-ai călcat! Asta e glumă grea, mă. Da, nu, dar mă recunoaște lumea, încep să mă recunoască. Erau copii, a, tu ești prostul ăla! Care e ultima carte pe care ai citit-o, priză? Cabinetul doctorului Alexandru Ionescu, veniți între șase, era o carte de vizită. Atât. Băi, am citit Memorialul Durerii, de Lucia Hosu Longin. Serios, chiar am citit, știu, n-o să creadă nimeni, dar am adormit pe ea și, bă, ce-i asta, carte, avea poze. Atât. Între Capato și Acces Direct eu citesc Memorialul Durerii. Ce bine a sunat asta. Ia zi, mai vrea să o vezi pe Daniela Crudu într-un film porno? Iar? Nu, nu m-aș uita. Serios, nu m-aș. Ai? Vrei? Nu, mă, nu mai glumiți, că e o fată de treabă. Păi, comunitatea Daniela Crudu o să ne dea report dacă și după aia și ne scoate YouTube-ul clip. Dacă și Daniela Crudu are comunitate. Păi, accept reportul. Păi, are comunitate, mă, jandarmeria, poliția, armata română. Eu știu că a terminat cât de clas? Mare, doi profesori. Am glumit. Mai are 3. Zici ceva noului tău prieten. Hei, el e Orlin. Nu știu unde mi-a venit așa. Am luat aleatoriu un nume. Prietenul meu cel mai bun. Am uitat să vă zic că eu sunt ventriloc. Eu fac cu statui. Atât de bun sunt. Nu trebuie să miște nimic. Că nu stai. Hei, salut. Dar trebuia să-mi ziceți că are 8 kg. Ai stat. Dar te-ai giugiulit un pic cu el aici la nas, că e ciobit.
Mă, dar chiar e grea. Asta e antrenorul echipei naționale de fotbal. Deci ar ata calificarea. Avea și corp, dar... Bă, voi râdeți de scalul meu? Băi, să-ți iei pastila, mă, că e 7. E 7:30. Se simte. Hai, mă, puneți și mai întrebări serioase, că m-am pregătit. Pune așa ceva despre care să n-am idee și să vorbim. Ai fost la paradă de 1 decembrie? Nu, n-am avut timp, cream la aia gay. Glumesc. Am vrut să merg, dar te aveam treaba, am dormit. Așa sunt patriot eu, când de 1 decembrie dorm. Care este vedeta ta preferat? Din România, normal. Păi, bună întrebare. Dai să mă gândesc. Bă, mie îmi place Bănică. Deci nu râde, că vorbesc serios și... După aia o să vadă că glumesc. Dar și eu râd serios. După aia o să vadă că glumesc. Nu mă face să râd. Îmi place Bănică pentru că e foarte potent. Ați văzut, nu, că îl încurcă la mers și tot mișcă piciorul și ăla, cred că are 40 de centimetri. Bă, priză, cât o să bagi, mă? Stai că vreau să zic gluma asta, lasă-mă. Apropo de Bănică, nu râdeți. Am aflat cine s-a bășit în platou în timpul emisiunii Dansez pentru tine. Iulia Vântur. Ți-a plăcut abecedarul? Da, știu aproape toate literele. Mai am câteva și ajung la ei. Atât de deștept sunt. Păi cum credeți, mă, că fac eu glumele astea bune? Știu 14 litere. Ei. Care este animalul tău preferat? Sconx. Îți place? Îți place Ina? Stai, mă, lasă cu sconsul. De ce îți place, mă, sconsul? Că seamănă cu Ina. Ați făcut legătură. Îmi place care dunga e albă pe spate. Și îmi plac... Sau așa aveam desene, că eu n-am fost la grădina zoologică. Îmi plac toate animalele cu dungeal pe spate. Sconc și zugravii... Băi, acum comunitatea zugravilor ne dă report. Acum dacă ne scoate clipul, avem 2 săptămâni bani. Așa că nu mai putem să compostăm nimic. Da, e bine, ar fi primele 2 săptămâni în care avem bani. Dă-i seama, dacă se unește comunitatea zugravilor, comunitatea iubitorilor de cruduța, e haos. O să fie comunitatea zugravilor care iubesc cruduța. Băi, am observat că patruliștii apreciază clipurile, dar nu prea dau ei share, așa că le e lene, mă, să dea share. Dați share. Asta. Aici am vrut să ajung, ați văzut, am luat-o pe ocolite și v-am zis, dați share. Direct. Eu sunt mentalist. Și au dat, mă, share? Au dat, mă, share? Au dat? Vă rog să iasă el din cadru, dați share, vă rog. Au dat, mă? Tu n-am dat, mă, share? Alex e nebunul din echipă. Tu chiar trebuie să-ți iei pastila. O echipă nu-i completă fără un nebun. Ai fost ei team. Apropo, echipa de șoc. Îl aveam pe Mărdac. Ca nebun. Noi îl avem pe Alex. Eu sunt frumușelul. Și priză de ce e frumușelul. Caut elicopter de care să mă agă și să mă învârt. Ia, uitați-ne. Și de asta, eu sunt frumușelul, tu ești... Mi-a plăcut, mă, cum s-a autodenumit. Ia, ce oră tu ești? Lași, mă, din gură. Tu ești... După care standard. Da, și tu ești la colonelul, iar Ioana este Mr. T. Dar chiar, Ioana e aici, Ioana. Ca de obicei, Ioana, nu te deranja, nu te ridica. Stai, mă, din gură, că am fost data trecută. Când au scos clipul de pe YouTube, de fapt... N-am zis nimic de tine, Ioana. De fapt, Alex este... Eu apreciez, mă, băi, Ioana e o bomboană de fată. Ăștia doi, eu nimic n-am zis. Băi, deci Alex nu a fost la clip. Deci cine oare le dădea mesaje la aia de la YouTube să ne scoată clipul? A? A? Nu se leagă? Deci el nu era acolo. Deci după ce că acum am venit și... Hai, continuă. Acum se leagă. La șireturi, Alex. Nu știu, da, e... Băi, stai să revenim, tu ești frumușelul, o? Orlando chiar a primit o diplomă de frumușel la comunitatea orbilor a fost. Și aici pe femei l-au votat. Era singurul participant aici pe patru.
Bă, dar gluma asta e reciclată, cred că e a 5-a oare când o spui sub altă formă. A trecut un câine. Deci mai rău, care e bun? Un câine, o ușă de magazin și o prelată. Dar a fost el. Ce mesaj ai pentru abonații noștri minunați de la Patrula Română? Send! Da. Nu, păi, vă iubim. Mersi mult, am trecut de 15.000. Nu scârțuios, scam. Finalizează și tu o dată în viața ta ceva. Ah, mersi, ți-a povestit prietena. Da. Nimic, azi că nu spune. Da. Băi, la final am pregătit niște cuvinte speciale, că așa îmi place mie să mă pregătesc. Pa! Nu, serios. Băi, vă mulțumim din suflet că ne apreciați, că vă uitați, că nu vă uitați, că dați like, că dați nimic, să nu dați. Sperăm să vă uitați în continuare, să ne dați subscribe, să intrați pe Facebook, acolo postez eu glumele alea bune cu 14 litere. Băi, ne vedem miercuri următoare, pregătim un special care o să fie super, chiar o să fie super, o să dați share, băi, o să plângeți, mă, o să, băi, știți cum o să fie? O să visați, o să râdeți, o să plângeți în somn, o să vă treziți, iar o să visați după ce v-ați trezit că ați visat clipul. Atât de bun o să fie, n-am înțeles nimic din ce am zis. Așa că uitați-vă, dați subscribe, ne găsiți pe Facebook. Eu o să mai delirez aici că ei au lăsat camera pornită și au plecat de vreo 3 ore. Eu tot vorbesc aici, m-au lăsat să filmez și am zis că aleg ei 10 minute din 4 ore. Vorbesc ca handicapat, mi s-au scat gura, m-au legat de scaun. Nu mai vreau să zic nimic. Dar văd beculețul ăla acolo și nu pot să mă și psihopat, știu dacă m-am zis. Am picuri de-astea nervoase, îmi place să dorm pe pernă.